Voi sunteți urmașii Romei, niște răi și niște fameni. E rușine omenirii să vă zică vouă oameni. Cetatea austriacă de tip Vauban a fost construită între anii 1714 și 1738, peste vechiul castru roman Apulum, după planurile arhitectului italian Giovanni Morando Visconti. Pe lângă funcția sa militară, edificiul se mândrește cu porțile baroce decorate cu statui și reliefuri alegorice de către Johann König, și adăpostește Catedrala Ortodoxă a Reîntregirii, a Încoronării și Catedrala Romano-Catolică cu hramul Sfântul Mihail, cea mai mare catedrală catolică din țara noastră. Sinteza arhitectonică a stilurilor romanic, gotic, baroc și al Renașterii Transilvane. Datează din secolul al XIII-lea, cu analogii în Alzacia, Germania și în Austria. În impunătorul lăcaș catolic pot fi admirate sarcofagele marelui voivod Iancu de Hunedoara, al fratelui său Iohannes Miles și al fiului său Ladislav. De asemenea, în nava laterală nordică se află sarcofagele reginei Isabela și a lui Ioan de Sigismund, bijuterii transilvane în marmoră și piatră. Alături de acestea este lespeda funerară arhitectului cetății Alba Iulia, Giovanni Morando Visconti, decedat în 1717, care nu a apucat să-și vadă opera împlinită. Suntem în cripta Catedralei Sfântul Mihail, romano-catolice din Alba Iulia, unde a fost înmormântat și episcopul Martin Aron, care a decedat în 1980, chiar în ziua când a fost ranul catedralei de 29 septembrie. El obispo Martin Aron de Alba Iulia representa para la Iglesia Católica en Rumanía un ejemplo y un testimonio. Fue uno de los de las víctimas de la persecución hacia la religión cristiana, concretamente también a la Iglesia Católica, y dio testimonio en su vida de el sufrimiento que representó durante aquellos años tristes del comunismo en Rumanía la vida del ciudadano medio y, por supuesto, de los representantes, la jerarquía de la Iglesia y del clero. Comuna Sfânt Dominic se află în apropiere de izvorul Oltului, la poalele Carpaților Orientali. Cărturarul Martin Aron
S-a născut într-o familie de țărani catolici, la 28 august 1896, în comuna Sânt Dominic, județul Harghita, fiind al treilea copil al soților Marton Agoston și Cârco Iuliana. Acest fiu de oameni simpli a devenit unul dintre conducătorii spirituali ai catolicilor din Transilvania. Biserica Romano-Catolică din comuna sa natală păstrează vie amintirea acestei personalități ardelene din secolul 20. În acest răstimp de 1000 de ani, al 79-lea episcop a fost preasfințitul Marton Aron, a fost numit episcop chiar la Crăciunul anului 1938. Consacrarea a întreprins-o nunțiu de la București, al României. Andrea Casulo era arhiepiscop italian, diplomat, nunțiu foarte venerat și popular în țară. La figura de el nuncio Andrea Casulo es importante en la historia de esta nunciatura apostólica y para mí es un honor ser un sucesor de su excelencia el nuncio Andrea Casulo. Su relación con el arzobispo Marton Aron, como todos saben, fue durante todo el periodo que estuvo aquí el nuncio. Monseñor Casulo estuvo en esta nunciatura 11 años, terminó su mandato en 1947 cuando fue expulsado por el régimen comunista como persona no grata. Episcopul Marton Aron, când dieceza sa, prin dictatul de la Viena al doilea, a fost împărțit în două părți, a rămas în sediul său, în Alba Iulia, în sudul Ardealului, iar pentru nordul diecezei sale, cu sediul la Cluj, a numit un vicar general, care a murit tot martir în temnițele comuniste, Sándor Imre. Inmediatamente cuando él vio las medidas de confiscación de bienes y de concentración y encarcelamiento de hebreos, Marton Aron denunció a las autoridades ese abuso y esa violación de los respetos del hombre y de la comunidad hebrea en particular. Esto naturalmente a Marton Aron, como al nuncio Andrea Casulo, le procuró muchos problemas y le creó infinidad de acusas y de consecuencias en su propia vida. Începând cu ziua de 3 mai 1944, evreii din Ardealul de Nord, aflați sub dominație hortistă, au fost adunați și transportați câte 70-90 de persoane într-un vagon de marfă spre lagărele de exterminare Birkenau-Auschwitz din Polonia. Față de aceste deportări inumane, în ziua de 18 mai 1944, în Biserica Sfântul Mihail din Cluj, episcopul Marton Aron a somat societatea maghiară să oprească deportarea evreilor. Mai mult, i-a scris chiar prim-ministrului ungar și ministrului de interne să înceteze imediat această acțiune samavolnică. După alegerile din 6 martie 1945, când în guvernul Groza au fost impuși miniștrii comuniști și în țară se aflau trupe sovietice, s-a instalat regimul opresiv de tip stalinist pe principiul dictaturii proletariatului. Violența era pe primul loc, având în securitate mijlocul cel mai direct de luptă împotriva așa zișilor dușmani ai poporului,
printre care un rol important îl aveau slujitorii bisericii, fie ortodoxi, catolici sau protestanți, români, maghiari sau germani. Pentru blocul partidelor democrate au fost date 79,84%. În decembrie 1948 s-a ajuns cu guvernul comunist la alcătuirea unei noi legi a cultelor. Au prescris că romano-catolicii pot să aibă numai două dieceze. S-a recunoscut Iașul împreună cu episcopul Anton Durcovici și Alba Iulia cu episcopul Martonaru. Prin anii 48, când biserica greco-catolică era desființată în mod brutal, când bunurile bisericii catolice erau confiscate, iar reprezentanții acestei biserici arestați în masă, în România a început să se practice nebunescul sistem al reeducării, inventat, de fapt, în Rusia stalinistă, de pedagogul Anton Makarenko. România a fost singura țară din lagărul stalinist care a importat acest experiment al torturii permanente. Su última actividad como obispo fue la celebración anual en el domingo de Pentecostés en el santuario de Xumuleo Chuk. Allí, Monseñor Martin Aron, como los años precedentes, se reunía con la comunidad católica de Transilvania y pudo manifestar su fe católica ante aquella comunidad, su apoyo a las personas de las que era pastor y de las que tenía la responsabilidad como obispo, y su disponibilidad al martirio, porque en realidad este fue la realidad de Martin Aron, un mártir de la fe, un mártir de la Iglesia Católica. În luna iunie 1949, Martin Aron, împreună cu 28.000 de credincioși, începe pelerinajul din fața statuii Maicii Domnului a Bisericii Franciscane, Xumuleo Chuk, atacând vehement regimul comunist. Călare pe cal, în fruntea mulțimii, se îndreaptă către capela medievală cu hramul Schimbarea la față, aflată pe muntele Xumuleul Mic, pe traseul drumul Crucii, care de fapt va fi drumul destinului său, va fi drumul Golgotei, drumul său spre încarcerare. Câteva zile mai târziu, Martin Aron este arestat la Teiuș printr-un șiretlic al securității. El periodo de la cárcel de encarcelamiento de Martin Aron, como bien se sabe, él fue detenido en 1949 y estuvo en la cárcel hasta 1955. Su detención como pastor de la Iglesia Católica en Transilvania fue una política en sintonía con el resto de los países comunistas de Europa. Timp de 6 ani a fost în temniță episcopul Martin Aron și în acest răstimp 9 preoți au condus dieceza, pentru că fiecare când a fost depistat de securitate a fost deja deținut. Martin Aron nu povestea despre experiența trăită în închisorile comuniste, dar o singură dată, într-un colocviu intim cu Lucian Mureșan, care a devenit mai târziu arhiepiscop greco-catolic, i-a zis: Dumnezeu, în bunătatea sa, m-a dus la școala iubirii sale în închisoare să mă învețe să iubesc într-adevărat pe toți oamenii, indiferent de etnie sau indiferent de religie. Aici, la Sighetul Marmației, se află închisoarea morții, penitenciar de exterminare, unde fusese încarcerată elita societății românești, intelectuali, fruntași ai vieții politice, sociale și spirituale. Aici teroarea comunistă atinsese apogeul. Bătaia, schingiuirea și înfometarea erau la ordinea zilei, ca și moartea și aruncarea trupurilor în gropi comune.
morminte fără cruci. Aici episcopul maghiar avea același regim cu episcopii români, greco-catolici, cu prelații ortodoxi, care se opuneau comunizării României. Sunt cunoscute situațiile în care aceștia reușeau să se roage împreună aceluiași Dumnezeu, aceluiași Hristos, aceluiași Spirit. În 1955, Iuliu Hosu îl ruga pe Marton Aron să primească la Institutul Romano-Catolic de la Alba Iulia, Institutul Teologic Romano-Catolic de la Alba Iulia, să-i primească pe 5 tineri greco-catolici care doreau să devină preoți. Marton Aron îi primește. Între aceștia se afla și Lucian Mureșan. În 18 februarie a acestui an, mitropolitul Lucian Mureșan este creat cardinal de Papa Benedict al XVI-lea. Marton Aron, din 57 până 67, a avut domiciliu obligatoriu palatul, grădina și catedrala. În timpul domiciliului forțat, se va încerca de către organele de securitate și o presiune psihică asupra episcopului. Pe lângă urmărirea permanentă cu ajutorul aparatelor de ascultare, câinii săi pe care îi avea în reședința episcopală au fost otrăviți și de multe ori s-au tras focuri de armă asupra lui Marton Aron în timp ce acesta se afla în grădină. Marton Aron trebuia izolat și compromis față de preoții din subordinea sa, față de credincioșii catolici din țară, precum și discreditarea lui la Vatican. En 1967, el periodo de confinamiento terminó y, por tanto, le fue permitido tener su actividad, sus contactos y viajar. Entre las actividades que Marton Aron tuvo fue la de poder salir de Rumanía. Marton Aron estuvo en Roma cuatro veces. Visitó cuatro veces, la última vez fue en 1974, en que estuvo también una audiencia con Pablo VI, pero durante la participación de Marton Aron en el Sínodo de los Obispos de Roma, tuvo que comportarse efectivamente, sí, como un obispo, como un arzobispo de la Iglesia Católica en Italia y en Roma, pero en libertad vigilada, porque de hecho él no pudo ni quiso tampoco hacer ninguna declaración, ninguna palabra con un periodista, ningún elemento que a la vuelta en Rumanía las autoridades comunistas le pudieran acusar de haber realizado una actividad contra el Estado rumano. Viene a la memoria entre los mártires modernos de la Iglesia Católica en Europa y sobre todo en la Europa central la figura del sacerdote polaco Popiuszko, que como bien saben era un líder de la Iglesia, era un párroco que tenía una gran, un gran prestigio, no solamente en su parroquia, sino también incluso en toda Polonia. La policía lo controlaba, lo seguía y finalmente lo mató. Popiuszko fue declarado y el Santo Padre Juan Pablo II, en su visita a Polonia, fue a su tumba para rendirle homenaje a este héroe, a este mártir de la fe. Una figura similar a Popiuszko en Polonia es la de Marton Aron en Transilvania, en Rumanía. Aici, în curtea bisericii Sfântul Stanislav Kostka, deasupra mormântului, figura luminoasă de martir a preotului Jerzy Popiuszko va continua să se înalțe ca o făclie, simbol al luptei luminii împotriva întunericului, împotriva comunismului. Trzeba powiedzieć, że księża w każdym z tych krajów, biskupi w każdym z tych krajów i w Polsce, i w Rumunii,
czego przykładem jest i w Polsce ksiądz Jerzy Popiełuszko, ale również inni księża. Również inni księża ginęli i te rzeczy były niewyjaśnione. I tak jak w Rumunii tutaj Márton Áron, to są przykłady pewnej heroicznej postawy, która pokazywała, że duchowość, w tym wypadku duchowość katolicka, daje pewnego rodzaju obronę przed systemem. Przed tym systemem, który zdaniem Czesława Miłosza zniewalał umysł. I niestety to oczywiście spotykało się z ostrą reakcją reżimów. Scrierile omului bisericii și ale omului de cultură aleasă Márton Áron, manuscrise salvate din perioada detenției 1949-1955, și-au găsit locul cuvenit în Biblioteca Batianeu, inițiată de episcopul savant și bibliofil Ignat Batiani, în secolul al XVIII-lea, prin transformarea Bisericii Trinitariană din Alba Iulia în bibliotecă, muzeu și institut astronomic. Depozitate în timpul detenției, manuscrisele episcopului Márton Áron însumează 1533 de pagini, reprezentând rezultatul unei continue cercetări în spațiul spiritual al lumii catolice și al rezistenței acestei biserici în fața prigoanei comuniste. Prima dată am omagiu când a fost o sută de ani de naștere. Și scrierile totuși a lucrat. Prima cărțile în 96 au apărut despre predicele și totuși predicele conferențiale despre căsătoria, despre mirul, despre credința, Sfântul Eucaristiei, preoțimia, despre Crăciun și Paștele și mai despre biserica. Și când a fost și totuși în centenarium lui Márton Áron, am cules și predicele ce a făcut. Viața scurtă prezentată în limba română, maghiară și germană. În anul 2005 a fost amenajat un mic muzeu aici, în această sală, care este în turnul nordic a Catedralei Romano-Catolice Sfântul Mihail din Alba Iulia. Acest mic muzeu cuprinde câteva obiecte pe care le-a folosit episcopul Márton Áron, poze și inscripții, scrisori și mai multe obiecte și mai multe poze care relevă, ne arată viața episcopului venerat. Muzeul Márton Áron din Sfânt Dominic, satul natal al episcopului, a fost înființat în anul 2010, la 30 de ani după moartea episcopului. Muzeul conține o expoziție biografică care prezintă viața și opera episcopului Márton Áron, așezat în contextul istoric al maghiarilor din Transilvania și a catolicilor din România. Acest muzeu, aflat în vecinătatea Bisericii Romano-Catolice, reliefează viața episcopului martir, prin documente istorice cercetate recent, prezentare a predicilor sale în timpul liturghiilor. Uh,
în această epocă de groază, trebuie să amintim de acest Marton Aron, care și-a pus poate viața în pericol ca să salveze mii de oameni și să spună la toate predicile lui să oprească această omorâre a evreilor numai pentru faptul că s-au născut evrei. Ce vină au avut ei că s-au născut evrei? Dar acest om a știut și a ridicat glasul cu riscul vieții lui. S-am cerut ca Marton Aron, cel puțin acum după moarte, să fie declarat drept al popoarelor. Această distinție se dă de Institutul Yad Vashem pentru aceia care nu sunt evrei, dar totuși în timpul Holocaustului au salvat evrei, sunt declarați drepți al popoarelor, Hasid Umot HaOlam, și astfel îi se dă o diplomă comemorativă și se sădește un copac în grădina memorială a Institutului Yad Vashem, este într-o suburbie a Ierusalimului, și se dă și un medalion. Pe copac stă pe inscripție numele și fapta pentru care i s-a decernat acest titlu. Poate pentru prima oară în istoria Yad Vashemului i-au dat cuiva pentru ceea ce a spus, nu pentru ceea ce a făcut. Deci el, ce a spus la toate predicele lui, a fost să nu mai fie omorâți evrei și să nu mai fie duși în ghetouri, să nu mai fie chinuiți. Și pentru aceasta Yad Vashem i-a acordat titlul de drept ai popoarelor. Mert nagyon sok asszony magával hordja a táskájában Márton Áronnak a képét, mert reményt és hitet vet belé. Én 1955-ben születtem, 1955-ben engedték ki Márton Áront a fogságból, a börtönből, és ő velünk van, és szeretnénk, ha úgy maradna velünk, mint szent. Szeretném elolvasni ezt más nyelven is, románul is, mert ő mindenkinek a védelmezője volt, nem csak Erdélynek, a magyar közösségnek, és nem csak a katolikus közösségnek, hanem minden emberséges embernek és elesettnek a védelmezője volt. És remélem, hogy mi is ezt adjuk tovább a gyermekeinknek, hogy velünk marad a világ végezetéig. Játö jeu kuvoj szund, into átezillele, pöne, las sfârșitul veacului. Amin. Ce am auzit? Ce știm? Ce ne-au spus părinții noștri? Nu vom ascunde de copiilor. Nu este un îndemn la neiertare, dar este un îndemn cald la neuitare. Marton Aron pentru noi este simbolul păstorului, preotului perfect la desăvârșire, care și-a jertfit viața, sănătatea, știința, toată ființa sa în slujba credincioșilor săi, care i-au fost încredințați de Sfântul Părinte spre păstorire. Y Marton Aron reprezintă para România el futuro de la libertad, el futuro de la fidelidad al Papa y a la Iglesia Católica.